Bună episod și bine ați venit la un episod nou pe canal. Și când zic episod nou, mă refer din toate punctele de vedere. Nu am mai făcut nimic de genul și mi-a venit mie așa o idee. Stăteam într-o seară și mă gândeam, zic, băi, trebuie să facem și noi lucrul ăsta. Vreau să mă răzbun pe o chestie. Înainte să vă spun ceea ce vreau să fac în episodul de astăzi, v-aș ruga să apăsați pe butonașul ăla de like, pe subscribe și clopoțel, să facem mulți, mulți, mulți abonați și dacă o să reușim să strângem peste 300 de like-uri, poate, de ce nu, o să mai facem și alte astfel de episoade sau vloguri sau vedem noi ce o să mai facem. Important e să meargă bine și să vă placă, să mi-arătați că mă susțineți și că vă place ceea ce fac. Nu vreau să mă lungesc foarte, foarte mult, o să încep deja să vă spun ceea ce vreau să fac și ceea ce va urma să facem. Sper să iasă, n-am mai făcut niciodată lucrul acesta. Să încep să vă spun ceea ce vreau să fac. M-am gândit să-i facem o farsă Andrei. O știți, o cunoașteți, prietena mea care apare, a mai apărut de destul de multe ori la mine pe canal. Și știți și voi destul de bine că acum câteva live-uri în urmă a venit la mine și efectiv mi-a vărsat toată cafeaua. Și deci începând de pe birou, mousepad, perete, pe jos, efectiv era numai cafea pe aici pe la mine prin cameră și am zis, băi, hai să ne răzbunăm pe chestia asta, efectiv am zis că fac crize, atunci am zis, hai să ne răzbunăm pe chestia asta, sper să nu se supere pe mine și m-am gândit să-i facem o farsă. La ce m-am gândit eu? Păi mă gândeam așa, nu vreau să fac o farsă nasoală, să se supere pe mine sau știu eu ce, dar asta m-am gândit că e un pic acceptabilă și nu s-ar face de râs, cu toate că am avut foarte, foarte multe idei în cap, dar am zis nu, nu, o să fie ceva totuși ceva ușor. Și da, repet, Andreea, dacă vezi acest videoclip, sper să nu te superi pe mine, o să-i cer aprobarea înainte să public acest videoclip, dar... La cum o știu eu, nu o să se supere pentru că e o fată super de treabă. Și hai să nu ne lungim foarte mult. Ce am eu de gând să fac? M-am gândit să iau două sticluțe de figo. Dacă știți, suculețele alea, sticluțele alea mici de suculeț cu capacul ăla acela în vârf, genul stil biberon. Am zis să iau două, să fie una pentru mine, una pentru ea, fac eu cinste. Nu știu cum o să reacționeze când o să vadă că iau astfel de sticle de suc. Dar trecem peste. Sper să nu se prindă de absolut nimic și m-am gândit să iau oțet, să iau o sticlă de oțet, să o fac de acasă, să pun oțet, să golesc un pic sticla, să pun cam de, nu știu, nici nu știu, două, trei, nu, dar trei degete cred că e mult, cred că undeva de două degete de oțet în ea și să-i pun dopul acela înapoi, tocmai, poate nu o să miroase, pentru că dacă iau o sticlă normală și o să-i desfacă dopul, s-ar putea să-i dea în nas mirosul ăla de oțet, așa că nu mi-aș dori acest lucru și farsa noastră să fie un fail total. Deci, cam la asta m-am gândit. Între timp, o să-i dau un mesaj să văd dacă iese afară. Dacă va ieși afară, eu o să mă duc să cumpăr sticluțele de suc. O să vă arăt și vouă cum prepar poțiunea, să spun așa, și o să revenim cu un mic update. Ideea e să ne rugăm să vrea să iasă afară și să ne iasă farsa, să zic așa. O să încerc să filmez pe cât posibil ca ea să nu vadă, să dau drumul la filmare. Când o să-i dau sticluțele cele de suc, o să le pun undeva mașină în spate sau să nu le vadă înainte să ajungem în locul respectiv, vedem unde o să mergem. Și sunt curioasă să văd cum o să fac, adică suc cu oțet, e un pic scârbos numai când mă gândesc, dar v-am zis, sper să nu se supere pe mine. Aveam foarte, foarte, foarte multe idei, dar nu, n-aș vrea să se supere pe mine totuși. Și nu vreau nici să fac de râs în public sau știu ce. Așa că hai să-i dăm drumul la treabă, mă pun să-i dau un mesaj, pun videoclipul pe pauză și după aia dacă iese o să ne revedem cu update-ul când o să preparăm poțiunea magică și apoi o să ne vedem cu ea în mașină și chestii. Deci revenim! Bun, pisoi, avem și aprobarea de la ea, avem mesajul, a zis că iese afară și o să trebuiască să fac eu repede astea aici, am luat și suc, am luat de toate, avem sticluțele de suc aici. Ne punem să preparăm astea, apoi o să mă duc să o iau de acasă, o să vedem unde mergem și după aia vedem cum o să scot telefonul și o să filmez, o să întorc camera și o să încerc să vedem cum punem...
Și oțetul. Iertați sticla că e un pic așa îndoită, dar n-am cumpărat și alte sticle de oțet. Asta am luat-o și eu după în casă, că dacă avem, de ce nu? Hai că ne băgăm să prepar. Avem aici sucul și oțetul. Trebuie să mă pun să le desfac. O să le desfac pe amândouă să nu pară ceva dubios. Și o să mă pun să pun și oțetul. Și da, pun un pic pe pauză, desfac sticlele pentru că nu pot să și filmez, să desfac și sticluțele și revenim imediat. Am desfăcut o sticluță, o avem aici desfăcută, am desfăcut și oțetul, o să mă duc să vărs, nici nu știu cam cât să vărs, o să vărs din sticluța asta și o să revin. Imediat și vedem după aia cât oțet punem și sperăm să nu miroasă absolut deloc, după că pe celul ăsta de aici nu l-am desfăcut absolut deloc, poate nu-și dă seama și chiar sunt foarte curioasă, văd cum o să miroasă, revenim imediat. Și cam atât am vărsat din suculeț, să-și vede. Nu am vrut să vărs foarte, foarte, foarte mult, pentru că, nu știu, mie să nu se schimbe la culoare. Am cumpărat de ăsta portocaliu expre, n-am vrut să iau de la roșu să nu se vadă, așa că o să încerc să pun, nu știu cum să filmez cu o mână și cu o mână să torn, pentru că e un pic ciudat, sper să nu vărs, pe aici să miroasă numai a oțet. Ia ne iese. Mamă, ce-mi tremură mâna. Ia. Ah, dar trebuie să mai punem să fie ca celălalt. Ia să vedem. Mai punem puțin. Cam de ajuns, cam atât. Eu zic că e de ajuns. Văd că la culoare chiar nu s-a schimbat deloc. E cam la fel. Acum să sperăm că nu o să încurc sticluțele, pentru că chiar arată la fel. Ok, o să-i punem dopul la asta înapoi. Și o să încep să vorbesc cu Andreea și să-i zic că sunt gata și că ne putem vedea. O să sperăm că o să ne iasă farsa. Păi, sincer, zic, de mirosit, nu miroase absolut deloc, cel așa nu miroase. Acum, nu știu, nu cred că o să miroase nici dacă o să-i desfacă dopul. Sper să nu încurc sticlele și să beau eu din ea, de fapt, în loc să bea ea. Nu știu cum să zic, dar am așa niște emoții, că e prima dată când fac un vlog, să zic, asta e ca un vlog, e prima dată când fac o chestie de genul și nu știu dacă o să iasă, dacă nu o să iasă, ce reacție o să aibă ea, pentru că până la urmă ăsta e cel mai important, reacția ei și nu știu cum, n-am gustat, o fi de ajuns oțet, ar fi trebuit să mai pun, chiar nu știu, deci nu știu, o să-l amestec un pic și nu știu ce să zic. Rămâne de văzut. Bun, acum o să mă pun să o sun, o să mă duc să o iau de acasă, o să vedem, o să stabilim unde o să mergem și când o să ajungem acolo, probabil în port, vom merge, de obicei acolo ne plimbăm noi seara, să-mi luăm câte o gură de aer. Atunci o să-i dau și sticluța de suc, până atunci nu o să-i spun nimic de niciun suc, de nicio chestie. O să-i zic că fac eu cinste și o să-i dau să bea. Sper să prind super ok și sper să se vadă și pe cameră. V-am spus, nu știu ce o să iasă, e prima dată și pentru mine când fac lucrul acesta. De asta vă rog să apăsați pe butonașul ăla de like și subscribe și să facem mai multe dacă o să vă placă. Dar nu neapărat farse, vloguri în general, pentru că nu s-a așa rea să fac foarte, foarte multe farse, dar Andreea chiar o meriți, chiar meriți această farsă. Bun, deja m-a sunat Andreea că ea deja aproape ajunge, am făcut repede și un semn aici ca să sper să nu curc sucurile, ăla are, ăsta nu are, i-am făcut cu o pastă corectoare semn, nu i-am desigilat asta aici, mă fug repede că trebuie să mă duc să o iau și nu pot să mai întârzi, trebuie neapărat să plec. Revenim repede să vedem ce o să iasă. Să vă pup, stați cu ochii pe noi și apăsați repede butonul ăla de like, vă pup! Ia, stai acolo, stai așa, vin pe partea asta, stai să nu stai de mașină. Am mai băut de asta. Să-mi trag palme, am vărsat și pe mine. Hai nu mai bea, despămi și mie.
Ba, Charlie. Gata. Mers. Ma... Mai râdi. Hai că fac și eu. Auzi, mă, frate, îmi sună și telefonul. Alo, da? Atești? Ce? De ce râzi? La ce am făcut? Așa? Ce-i cu? A, păi așa, mănâncă. Dar să iei și frișcă. Ia de toate, ce fruct, ce înseamnă fruct, ia de toate, eu mănânc de toate. Mănânc de toate, șofi. Atunci mai beau. Ce să ții? Ce să-mi iei? Nu am. Dacă e să-mi iei compot, ia bucățele, că n-am chef să stau să... Ce stai așa la distanță? Păi să vorbești rău la telefon. Dar te mânca ce mâncăm? Bine, ia și tu acolo ceva să mâncăm. Bine. Bine. Să strâmbați de atât. Bine, eu sunt cu Ana în port. Bine, hai, pa, pa. Ce-ai făcut atât de strâng? Și că ai pus o ție dracu în asta. De ce? Ce are? De la același gust, am luat. Păi, bă, da, dar ce are? Ce-ți supăr că are? Ești așa tare pe stomă sau eu simt că are? Aoleu. De ce n-are gust bun sau ce? Păi, mă, filmește ce-ai făcut. Nu te filmezi, mă, fată, ce ai. Hai, fată, cum nu are gust bun? Ala e o ție. Nu l-am mâncat. Ia te și forța cu oțetul. Ia uitați-o pe Andrei. Cum e Andreea sucul? Foarte bun. Foarte bun? Du-te și ia din ăla de la. Da, n-a ieșit? L-a aruncat acum la bună. Nu l-a aruncat, când luăm acasă l-a aruncat. Și ăla altul e de la, sau e bună ăla? Nu, ia și bea din ăla. Smortul? Da, mă, ia și bea. Smortul? Da, cum am și udat și eu, n-ai văzut? Zic cu mițica ta? Ei, hai, fată, ia și bea din ăla, că e ok. Uite-mi pun un țet în suc. Mamă, dar m-am udat și eu. Doamne, hai că a ieșit. A ieșit. Of, doamne. Test. Ce-a dus, a ieșit ceva. Mie mi-a plăcut ce a ieșit. Acum, Andreea, spune-ne tu ce a ieșit. A, ea a ieșit super. Am văzut motociclistul. Deci, vă jur că eu urmează să-i fac și o farță. Da, deci cam de asta a fost farsa, din cauza de atunci de când mi-a vărsat ea mie cafea pe pereți. Așa că chat, bă, mie mi-a plăcut reacția ei, nu știu cum s-a filmat și cum se vede și dacă se vede ok, pentru că am ținut telefonul cumva deasupra mâinii, am stat cu mâinile așa, gen încrucișate la piept și cu telefonul și nu știu exact dacă s-a văzut sau cum s-a văzut. O să mă uit și eu acasă pe filmare, o să unesc filmările și o să vedem ce o să iasă. Și sper că v-a plăcut. Ei, prietena mea, Andreea, dacă sigur ne dă acordul să o punem pe YouTube. Da. Eram sigură, o să-i lăsăm și ei Insta-ul în descriere, dacă dorești, cum am zis și mai devreme. Și o să apară pe YouTube, o să vedeți atunci exact ce a ieșit. Da. Așa că hai cu like-urile, 300 de like-uri acolo. Lui Andreea i-a plăcut, a fost super ok oțetul. Știi, prima dată când am văzut că doar se strâmbă așa un pic, am zis, băi, n-am pus oțet în deajuns, trebuia să pun mai mult. Să știi că mi-mi place oțetul. Păi dacă știam, puneam mai mult, dar m-am gândit să nu te omor. Adică am făcut ceva gen, bă, vreau să-i fac o farță, nu să o omor. De asta nu am pus foarte mult. Așa că... Mă, mie mi-a plăcut reacția ei, sincer, mă bufnea râsul, sincer să vă zic, dar m-am abținut cât de cât. Așa că eu am fost pisic, ea a fost Andreea, asta a fost farsa cu sticla cu oțet. Și
apăsa butonașul ăla de like și subscribe, peste 300 de like-uri acolo. Da. Vă pupăm!